Gândiți-vă că anul ăsta sunt alegeri, da? Și la CNSAS noi nu mai avem ca la legile trecute doar 7.000 de dosare, avem 2 milioane de dosare. E, mulți dintre aleșii poporului ar fi trecut din nou pe la... Păi să vă întreb așa și cine, să se tea, cine se teme de Virginia Woolf în cazul ăsta? Da, cum cine, stimată doamnă? Păi cine? Cum cine? Evident că este o metodă foarte... E o mică diversiune aici, pentru că dacă anumite partide n-au putut desfința CNSAS-ul, s-a găsit ea câtă judecătorul poporului care a spus despre CNSAS că este o instituție, am înțeles, care provoacă venin anticonstituțional. Și l-am înțepat pe domnul Voiculescu la fragila sa Constituție. Deci anihilarea CNSAS-ului era visată de mulți domni, nu? Care sunt la unii în diferite partide din România și care vor mai candida încă o dată și vor dormi liniștit de aici încolo. Asta e toată povestea. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Domnule Cușa, așa...